Mie mi-a spus cu căldură că limba română îi sună cunoscut. M-a rugat să-i spun să vorbesc cu dânsul românește și își amintea cuvinte. Așa și-l amintește primul ambasador, care și-a prezentat scrisorile de acreditare, dar și singurul român, decorat cu cea mai înaltă distincție poloneză. La încheierea misiunii mele în Polonia, am primit de la el crucea de comandor, Marea Cruce de Comandor a Ordinului pentru Merit. Un român care pășea în misiune diplomatică într-o țară străină, dar unde a fost rugat să se simtă ca acasă. Lech Kaczynski și fratele său Iaroslav auzeau limba română în familie. Declarația asta o păstrez în suflet, mi-a făcut-o personală. Și nu era nicio fățărnicie. Când a venit anul trecut în vizită oficială, Lech Kaczynski și soția sa au mers pe urmele istoriei. Strămoșii dinspre mama ai președintelui polonez Lech Kaczynski sunt înmormântați în București, în cimitirul Belu Catolic. Imediat de la aflarea tristei vești, foarte mulți polonezi care locuiesc acum în București au venit și au lăsat câteva flori pe mormânt. Tot aici odihnește și un membru marcant al familiei Skupiewski, cel care a fost pentru o perioadă de o lună primar al Bucureștiului, Lucian Skupiewski. Acesta a fost străbunicul președintelui. Documentele din Arhiva Ambasadei Poloniei la București atestă și activitatea medicală deosebită a lui Lucian Skupiewski. A fost doctor la filantropia și avea relații de rang înalt. Și nu numai el. Bunicul președintelui ar fi fost invitat de către regele României Carol al II-lea la o vânătoare. Vicenții Adam Iasevici a venit în România în ianuarie 1939 pentru a urma un tratament medical. Invadarea Poloniei de către trupele hitleriste în septembrie 1939 l-a determinat pe acesta să rămână în continuare în țara noastră. El avea să moară în 1941. Din căsătoria cu Cornelia Skupiewska s-a născut mama președintelui Lech Kaczynski, care nu a aflat nici acum de moarte fiului său. Era uman, bun, cald, hotărât. Głębokie nasze condolențe, szczere i jesteśmy z wami.